Ne aflăm în țara Hațegului, sub meterezele munților Retezat, dar și la sud de munții Poiana Ruscăi, în actuala comună General Bertlo. Aceste așezări care formează comuna au un trecut multisecular, începând încă din evul mediu românesc, când țara Hațegului era un ținut format din autonomii românești conduse de cnezi. Un asemenea cnez a fost Nopcea, la origine român, din zona mănăstirii Prislop. Se spune că familia sa a luat numele de la cuvântul românesc de noapte. Acest Nopcea ajunge în ierarhia transilvaneană, în mari ranguri, datorită meritelor militare în timpul campaniei anti-otomane a lui Ioan Corvin de Hunedoara. Dovada este blazonul său, pe care avem corbul cu inel în cioc, iată simbolul corvinilor, dar și un braț înarmat, ținând o sabie, sabia care străpunge un cap de turc, clar merite militare împotriva turcilor. Cert este că în timpul austriecilor, familia Nopcea, datorită meritelor militare, dar și politice, dobândesc titlul de baron. Unul dintre baronii renumiți ai familiei Nopcea este acel Vasile Nopcea, care în 3-15 mai 1848 participă la Marea Adunare Națională de pe Câmpia Libertății de la Blaj, alături de români. Totodată, un scriitor maghiar romantic, Iocoi Mor, scrie un roman istoric intitulat Sărmanii Bogați, iar principalul personajul acestui roman a fost așa zisul Conte Față Neagră, care ziua era prefect și noaptea era haiduc la drumul mare. Cert este că personajul principal îl sugera pe acest Vasile Nopcea, care era comite suprem al Comitatului Hunedoara. A existat și un proces între cei doi, câștigat de Vasile Nopcea, însă sentința s-a pronunțat la câteva zile după trecerea în eternitate a lui Vasile Nopcea. Un alt descendent a fost consilier personal al împărătesei Elisabeta Austriei, Sisi. Iar un altul, Franz Nopcea, a fost cel care a întemeiat paleontologia în România, descoperitor al fosilelor de dinozauri pitici din țara Hațegului, dar și un albanolog recunoscut în Albania, iar într-unul din orașele importante din Albania, Scutari, bulevardul principal poartă numele de Franz Nopcea. Ulterior, pentru o perioadă scurtă de timp, domeniul trece în posesia contesei Loniai, cea care a fost cumnata văduvei principului moștenitor al coroanei austriece, Rudolf de Habsburg, cel care s-a sinucis la Meierling. Iată o succesiune întreagă de personaje istorice care ne introduc în istoria transilvaniană, dar și în istoria Occidentului European. Aceasta este o scurtă carte de vizită a acestei comune cu străvechi origini și rădăcini românești. Aici unde mai târziu avea să îi se ofere un leagăn generalului Bertlo. În anul 1916, în luna octombrie, sosește în România misiunea militară franceză condusă de generalul Henri Matthias Bertlo, care joacă un rol extraordinar de important în refacerea și reorganizarea armatei române pe teritoriul rămas liber al Moldovei. Cu ajutorul misiunii militare franceze și a echipamentului de luptă sosit din Franța și Anglia, s-a reușit schimbarea înfățișării armatei române, fiind organizate două armate cu un efectiv de aproximativ 400.000 de oameni, intercalate între trei armate rusești, însumând aproape 1.000.000 de militari. Astfel, ofensiva românească de la Mărăști, condusă de generalul Alexandru Averescu, și cea a generalilor Constantin Cristescu și Eremia Grigorescu de la Mărășești, dejoacă planurile de luptă germane, de ocupare a Moldovei și de cucerire a portului Odessa. Ne găsim în curtea fostului domeniu a generalului Bertlo. Statul român, după înfăptuirea Marii Uniri de 1918, a dorit să îl omageze și să îl recompenseze la cel mai înalt nivel oficial. Fapt pentru care s-a luat decizia de a-i se oferi un cadou simbolic.
Având în vedere că generalul Berthelot a fost cel care a reorganizat și instruit armata română aflată în retragere în Moldova de Nord și a contribuit în mod covârșitor la Marea Unire, s-a luat decizia să îi se ofere un domeniu din Ardeal, din Transilvania. Nimic nu era mai potrivit ca acest domeniu să fie cel de la Fărcădinu, din inima țării Hațegului, nu departe de simbolurile ființei neamului românesc. Ulpia Traiana Sarmisegetuza, capitala Daciei Romane, aflată la câțiva kilometri distanță, și munții Orăștiei cu cetățile lui Decebal. Din aceste considerente simbolice, în anul 1923, legislativul țării, dar și guvernul, i-au oferit aceste moșii. Punerea în posesie a generalului a fost și ea grandioasă. A fost însoțit în mod ceremonial de localnicii țării Hațegului îmbrăcați în costume populare naționale, la fel cum participaseră la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia. În hotarul comunei a fost realizat un arc de triumf pe sub care generalul a trecut, fiind însoțit de banderiu de călăreți, feciori îmbrăcați în straie hațegane. Aici, în curtea conacului, a fost ceremonialul de primire, încheiat cu o horă hațegană în care generalul Berthelot s-a prins la joc cu tinerele din țara Hațegului, după care s-a organizat o agapă în chiar locul pe care ne aflăm. Prezența generalului a fost sporadică în țara Hațegului, el venind doar pentru a-și administra moșia pentru unele lucrări de conservare și restaurare a clădirilor de aici. Cert este că a rămas în memoria colectivă a hațeganilor ca un personaj iubit și respectat. În prezent, acest amplasament are drept scop ca și sediu pentru Academia Română, Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Țara Hațegului Retezat. Este un nucleu unde se întâlnesc cercetătorii pe diverse domenii. Cu privire la semnificația anului 2018 și la centenarul Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, personalitatea generalului Henri Matthias Berthelot este în strânsă legătură. Să nu uităm că la 1 decembrie, tot la 1 decembrie 1918, în București, pe sub Arcul de Triumf, intrau regele Ferdinand Întregitorul, regina Maria, dar și generalul Berthelot. Iată o legătură puternică cu simbolul acesta al unității naționale. Casa Regală de România, dar și guvernul de atunci, guvernul Brătianu, au luat decizia de a-și exprima recunoștința față de generalul Berthelot. Ori pe acel fond de sfârșit de imperiu și de reintegrare a României în regat, acest domeniu era disponibil. La festivitățile Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, generalul Henri Matthias Berthelot declara: sângele eroilor căzuți în luptele Marelui Război să fie pentru tine, frumoasă Românie, sămânță de noi virtuți, în așa fel încât copiii tăi să fie mereu demni de părinții lor și gata să-și apere pământul sacru, atât de des invadat, dar în cele din urmă întregit prin efortul ultimelor generații. Câțiva ani înainte de moartea sa, în 1926, s-a gândit că averea sa din România să o lase într-un scop filantropic, într-un scop caritabil. Și cu îngăduința dumneavoastră am să citesc un scurt pasaj din acest testament, întocmit, iată, la 1 decembrie 1926, o dată simbol pentru noi românii. Și spunea: voind, pe de o parte, a mulțumi nației românești de toate mărturiile de recunoștință și de dragoste ce mi-au fost arătate cu prisosință, și de altă parte, să întrețin bunele relații
și legăturile intelectuale între România și Franța, las toată partea din avere aflată în România, atât în bunuri mobiliare, cât și imobiliare, Academiei Române. Iată, anul 1926, 1 decembrie, zi de mare sărbătoare națională, marchează momentul când acest domeniu al lui Berthelot trece în proprietatea celui mai înalt for științific și cultural al țării, Academia Română. Nu numai că lasă acest conac, ci și veniturile de pe domeniu sunt alocate constituirii unor burse pentru tinerii studioși în a le deschide accesul la universitățile franceze. În același timp, tineri, copii de ofițeri sau orfani din primul război mondial pentru a fi susținuți financiar la școlile militare din Franța. Totodată, această bursă a fost alocată și acordării unor premii de către Academia Română celor meritoși în plan științific și cultural. Numai că destinele acestui domeniu, acestei proprietăți a Academiei Române, au durat relativ puțin. Știm că după instaurarea guvernului Petru Groza, în anul 1945, țara a intrat pe orbita satelitară a Rusiei sovietice, începând de fapt cu bolșevizarea țării. Și în acele împrejurări în care totuși a existat o asociere între Academia Română și o cooperativă din țara Hațegului pentru cercetarea în domeniul cultivării pomilor și a culturilor agricole, domeniul este ocupat cu ajutorul minerilor din Valea Jiului, ținut sub sechestru, până în momentul naționalizării. Astfel încât în 1947-1948 această clădire, cât și terenurile, trec în proprietatea statului, este înființată în final o întreprindere agricolă și aici au funcționat birourile acelor slujbași care se ocupau de agricultura din zonă. Ulterior, prin anii 70-80, clădirea este dezafectată, căzând în paragină. După Revoluție, castelul acesta, cât și domeniul, au o nouă șansă. În 2000, un fapt interesant, în anul 2000, localnicii acestei comune organizează un referendum și doresc, cu majoritate absolută, să revină la vechiul nume de General Berthelot. Pentru că, în 1947, comuniștii au schimbat în mod samavolnic numele comunei din Berthelot, pentru că generalul Berthelot era o efigie a Occidentului, în numele Unirea. Iar la un an distanță de anul 2000 în 2001, în contextul unui cadru legal favorabil, domeniul este retrocedat Academiei Române. Academia Română, cu concursul unor institute de cercetare, au realizat un proiect de conservare-restaurare a acestei clădiri, finanțat pe fonduri europene și iată, astăzi, după ce decenii la rând conacul a zăcut în ruină, este un loc, un pol de cultură, un loc unde se organizează conferințe și o bună casă pentru cercetători care studiază atât trecutul țării Hațegului, cât și celelalte aspecte ale științei aplicate în acest perimetru. Documente fotografice privind festivitatea de recepție a acestui conac le putem admira pe pereții sălii de conferințe, precum și într-o lucrare concepută de un colectiv al Academiei Române, în care este expus proiectul de restaurare al acestui centru de studii. În sala de conferință a Centrului de Dezvoltare Durabilă Țara Hațegului General Berthelot avem o sumă întreagă de documente istorice. În primul rând, fotografiile momentului când generalul Berthelot vine să-și preia domeniul. În al doilea rând, câteva documente esențiale, și anume actul de donație al statului român, prin care, în semn de recunoștință, s-au donat aceste moșii, un tablou contemporan realizat de un pictor de la București și crâmpeie din testamentul generalului Berthelot, prin care
domnia sa a donat acest domeniu cu conacul Academiei Române. Amănunte privind aceste evenimente, dar și date din proiectul de conservare-restaurare a obiectivului, pentru că palatul în sine este monument istoric, le găsim într-o lucrare editată tot de către Academia Română, tocmai pentru a permanentiza memoria personalității Jean Albert Roux, dar și a acelor evenimente. Domnule vicepreședinte al Academiei Române, astăzi, în inima țării Hațegului, în țara celor două capitale, a lui Decebal și a lui Traian, ne-ați onorat cu prezența celui mai înalt for științific și cultural al României pentru a omagea un francez român și un român francez, așa cum l-ați definit, excelența voastră. Ce ne puteți spune despre personalitatea generalului Berthelot și despre acest eveniment la care, cu onoare, noi toți am asistat astăzi? Așa cum spuneam adineaure, suntem nu numai în inima țării Hațegului, suntem în inima Transilvaniei, deci în inima României. Și este simbolic faptul că aici, în provincia istorică care a desăvârșit unirea românilor acum 100 de ani, se află acest conac al lui Henri Mathias Berthelot, care simbolizează, cum spuneam iarăși, două generozități. Generozitatea statului român față de un mare prieten și generozitatea acestui mare prieten față de Academia Română. Este de datoria noastră să facem ceea ce am făcut și aș spune că ceea ce s-a întâmplat astăzi ar fi pilduitor pentru întreaga Românie. Așa trebuie să ne cinstim prietenii, trecutul și centenarul Unirii. Mathias Berthelot a fost un simbol al prieteniei noastre cu Franța. A venit în momente grele pentru noi, ne-a ajutat, a plecat în momente și mai grele, când a trebuit să părăsească țara în urma impunerii puterilor centrale a păcii de la București, și s-a reîntors atunci când în 1918, în a doua parte, noi am fost de fapt învingători. A stat alături de regele Ferdinand și de regina Maria, a stat alături de colegii săi români și faptul că i-a întovărășit la 1 decembrie, când au intrat în București în 1918, faptul că în octombrie 1922 s-a aflat alături de mareșalul Foch la încoronarea de la Alba Iulia, arată ce mult se legase el de România și ce mult îl iubea România pe el. Eu sper că toți cei care vor urmări ceea ce s-a întâmplat aici vor înțelege că asta este datoria noastră. Când vorbim de patriotism, când vorbim de Europa, vorbim de prietenii noștri, nu numai de astăzi, mai ales prietenii noștri din trecut. Eu găsesc că ceea ce s-a întâmplat aici, ceea ce se întâmplă aici, este simbolic și arată felul în care Academia Română, Armata Română sunt alături în cinstirea unor înaintași iluștri, a unui general care este și membru de onoare al Academiei Române. Vă mulțumim foarte mult! Pro memoria, general Henri Mathias Berthelot.
În această lună, Biblioteca Academiei Române a găzduit expoziția Generalul Henri Matthias Berthelot pe frontul românesc 1916-1918. Expoziția a fost organizată de Muzeul Național de Istorie a României în parteneriat cu Institutul Cultural Român, Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I și Academia Română. Această expoziție a reunit fotografii ale generalului Berthelot și a membrilor misiunii militare franceze, câteva obiecte ce au aparținut generalului, precum bicornul, epoleții, bastonul, piese aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României. Tot aici a fost expus în premieră actul prin care statul român dăruia generalului Berthelot moșia de la Fărcădinu de Jos, din județul Hunedoara, dar și fila testamentară prin care generalul donea această moșie Academiei Române. În anul centenarului Marii Uniri era obligatoriu ca România să celebreze personalitatea generalului Berthelot, cel care la venirea în România a salvat pur și simplu situația în care era țara, armata, clasa politică. El a adus cu misiunea franceză pe care a condus-o nu doar arme, dar și entuziasm, curaj, competență militară, ceea ce a ajutat armata română ca în anul 1917 să reziste ofensivei germane și să asigure ieșirea dintr-o situație politică și militară dezastroasă. Expoziția aceasta a fost inițiată de Institutul Cultural Român, organizată pe cheltuielile Institutului Cultural Român, în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a României și cu Academia Română. Ea cuprinde panouri cu fotografii și date istorice care prezintă contribuția generalului Berthelot în anii 1917-1918, dar și apoi, după încheierea războiului, în timpul tratativelor de pace, precum și obiecte care au aparținut generalului Berthelot și care sunt în custodia Muzeului Național de Istorie a României. Această expoziție are o extensie pe gardul Academiei Române spre Calea Victoriei, unde sunt câteva panouri care prezintă personalitatea generalului Berthelot și contribuția lui la salvarea situației în care era România în anul 1917. Institutul Cultural Român va duce această expoziție dedicată generalului Berthelot și la reprezentanța noastră de la Paris, precum și în alte locații în care vrem să punem în evidență rolul pe care generalul Berthelot l-a avut în făurirea României Mari. Mergând pe urmele generalului Berthelot, în comuna ce astăzi poartă numele, am regăsit fosta sa proprietate, donată Academiei Române, care astăzi găzduiește Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Țara Hațegului Retezat. Ne aflăm în localitatea General Berthelot din Țara Hațegului, localitate în care o perioadă de timp, după ce România s-a reîntregit, a dobândit această proprietate prin bunăvoința statului român. Statul român, pentru a recompensa calitățile de excepție ale generalului Berthelot, care a deținut importanta funcție de șef al misiunii militare franceze în România, dar mai corect poate spus, deși nu sunt nici militar, nici istoric, acela desfătuitor al generalilor români și al, în primul rând, al regelui Ferdinand, drept recompensă pentru meritele sale de excepție, statul român i-a acordat în proprietate ceea ce se vede aici, deci conacul de la localitatea Fărcădin, pentru că așa s-a denumit ea, precum și o importantă proprietate agricolă și forestieră la peste 100 de hectare, o livadă de pomi, de vie, aceea care a fost aici. Generalul a venit să-și preia moșia, cum îi plăcea lui să spună, avea și o moară mai jos pe Hățăgel, însoțit de ministrul agriculturii, Constantinescu. Aici a fost o mare sărbătoare. Fotografiile de epocă arată ceea ce s-a întâmplat în acea zi memorabilă când generalul a pășit pentru prima dată aici la Fărcădin. Zeci, poate sute de perechi dansând jocuri populare din zonă,
iar apoi generalul periodic a venit aici. I-a făcut mare plăcere să stea în mijlocul oamenilor, în mijlocul poporului, pentru că el a fost devotat, de fapt, poporului și țării. Aceasta a fost principala lui calitate, principalele sale sentimente. Era o adevărată sărbătoare când generalul venea aici. A renovat o parte din ceea ce dobândise, pentru că este important să reținem faptul că această casă a aparținut familiei Nopcea. Ultimii doi descendenți a familiei Nopcea, Franz și Ilona, niciunul dintre ei n-au fost căsătoriți, dar au fost oameni de știință. Ei s-au ocupat de paleontologia zonei, sunt cei care au descoperit și dinozaurii pitiți, ouăle de dinozauri. Nereîntorcându-se în România după Primul Război Mondial și ca urmare a legilor, reformelor agrare din Banat și Transilvania, absenteiștii, după 3 ani de zile, proprietățile lor treceau pe seama statului. Și așa statul român a avut posibilitatea să-i doneze generalului Bertelo. Generalul, după retragerea în Franța, deci atunci când s-a reîntors în patria sa, la Strasburg, pentru că a fost o perioadă și guvernator al Strasburgului, a donat Academiei Române, pentru că între timp Academia Română îl primise membru de onoare al său. În aceste condiții, generalul a gândit că tot ceea ce are proprietăți și active bancare să le lase Academiei Române, deci României. După cum se știe, în anul 1948, odată cu naționalizarea, Academia Română a rămas fără proprietatea donată de generalul Bertelo. Aceasta ajunge prin decizia Consiliului de Ministri, în folosința Ministerului Agriculturii și a fost multă vreme sediul unui IAS. Academia a folosit tot ceea ce se vede aici, inclusiv terenurile, o perioadă până în 1948, când a fost naționalizată, se cunoaște bine, iar din 1948 și până în 2004, statul român comunist din acea perioadă a folosit în diverse moduri tot ceea ce vedeți aici, dar a folosit extrem de rău, pentru că atunci când s-a retras ultimul deținător, Gostatul Hațeg, totul a fost o paragină. Veți vedea imaginile care le avem sus în conac, așa cum a arătat la preluare. Atunci când am făcut eforturi formidabile pentru recuperare, trebuie reținut un lucru care mi se pare deosebit de important. Generalul Bertelo, francez, a avut generozitatea să doneze Academiei Române. Iar statul român, atunci când Academia și-a revendicat drepturile firești, a tergiversat atât cât a putut reconstituirea dreptului de proprietate. Fac totuși o mențiune care mi se pare importantă, că autoritățile locale au fost mult mai generoase și au dat acordul, dar toate procedurile juridice, extrem de întortocheate, au făcut ca recuperarea să se facă mult mai târziu. Totuși s-a făcut și din 2004, de când s-a obținut titlul de proprietate, și până în anul 2008, s-a încercat diverse formule pentru reabilitarea, pentru reconstituirea, pentru refacerea așezămintelor, fără a se găsi o formulă. Între timp, paragina și-a spus cuvântul, nefolosința este mai grea și mult mai dăunătoare decât uzul normal și în aceste condiții, în anul 2006, mi-amintesc când a venit pentru prima dată, fiind noul secretar general al Academiei Române, aici, ceea ce vedeți în această splendidă grădină, în acest splendid parc, treceau vacile, ciurda satului, cum se spune aici, și cârdul de gâște. Am început cu un proiect în cadrul spațiului economic european finanțat de Norvegia, Liechtenstein și Luxemburg.
Am depus proiectul în anul 2008, a fost acceptat în 2009, în valoare de 2 milioane de euro, 1 milion pentru cercetări cu privire la dezvoltarea durabilă în Țara Hațegului, cercetări pe care le-am făcut împreună cu colegii de la Institutul de Economie Agrară, împreună cu colegii de la Universitatea din București, pentru că a fost un consorțiu, bineînțeles, liderul fiind Academia Română, și 1 milion pentru reconstrucția, ceea ce vedeți aici. Am lucrat o perioadă de un an de zile. Într-un an de zile s-a reușit, printr-o societate comercială deosebit de activă, le mulțumesc și acum, și grație oamenilor care și acum se află aici, care au stat zi de zi. Am reușit să refacem așa cum se vede acum, cu intenția, aceasta a fost intenția proiectului, de a constitui un centru pentru cercetări al Academiei Române, pentru că Academia Română e important să iasă de pe calea Victoriei de la București, să vină în teritoriu, să vadă problemele reale ale României, pentru că aici este România reală. Aici, la General Berthelot, la Toteș, la Hațeg și în toată țara. Și în acest fel am gândit ca tot ceea ce se vede aici, pentru că trebuie să rețineți, avem posibilitate de a ne conecta cu orice punct din lume, prin internet, prin e-mail, prin toate metodele pe care noi acum le avem la dispoziție. Acest centru, evident, se dorește de a fi un loc în care să-și desfășoare activitățile de cercetare colegii biologi, geografi, economiști, dar nu numai, pentru că obiectivul principal se dorește de a găsi soluții de dezvoltare durabilă în Țara Hațegului. De aceea se și numește Centru pentru Dezvoltare Rurală Durabilă în Țara Hațegului Retezat. În cadrul proiectului despre care am amintit referitor la conservarea geo- și biodiversității și dezvoltarea rurală durabilă în Țara Hațegului, care inclusiv reconstrucția conacului, am realizat o serie întreagă de studii în Țara Hațegului, în toate comunele, care s-au materializat într-o serie de lucrări publicate în reviste, precum și 7 volume, care le-am finalizat în 2009-2010. Este vorba de cele 2 volume, Conservarea geo- și biodiversității, o reeditare a monografiei Clopotiva, realizată de echipele regale sub conducerea lui Dimitrie Gusti, după aceea o descriere a așezămintelui generalului Berthelot cu tot istoricul său în această carte, după aceea o prezentare a Parcului Național Retezat, cel care a fost realizat tot de Academia Română, de către profesorul Alexandru Borza de la Cluj. De asemenea, am considerat că este important să prezentăm și turismul în Țara Hațegului. Deci acesta este un ghid, Țara Hațegului, un ghid turistic. Iar pentru agricultorii din Țara Hațegului, am realizat un ghid al întreprinzătorului agricol, care mi se pare de asemenea foarte important. În prezent, după 10 ani, am reluat studiile efectuate în urmă cu 10 ani pentru a vedea ce s-a întâmplat în această perioadă în Țara Hațegului. Vă spuneam mai înainte că o echipă de cercetători de la filiala din Timișoara Academiei Române, de la Centrul de Dezvoltare Rurală, au început să studieze, să analizeze evoluția economică a Țării Hațegului, dar mai cu seamă să propunem căi noi de dezvoltare durabilă aici, pentru că Țara Hațegului oferă o paletă extrem de largă de posibilități de dezvoltare. Și nu mă refer numai la turism, care desigur este una dintre principalele activități, dar aici putem să dezvoltăm o agricultură ecologică foarte performantă, putem să dezvoltăm activități conexe agriculturii, ceea ce înseamnă procesare de produse agricole, de asemenea, activități industriale care în parte au fost abandonate, dar care pot fi reluate pentru că resursele naturale ale Țării Hațegului de asemenea sunt nelimitate. Sperăm că acest proiect,
care să prindă contur în anii următori, e vorba de 2018-2019, să fie un ghid de realizare a dezvoltării rurale durabile în România, deci în Țara Hațegului. Noi credem că în acest fel Academia Română a reușit în acest an al centenarului să aducă un omagiu încă generalului Berthelot, care, așa cum spuneam, a avut generozitatea de a dona tot ceea ce a avut el aici Academiei Române. Și credem că Academia Română, prin ce a întreprins, dar mai cu seama prin ce va face în viitor, va fi cea care va da strălucire atât generalului, cât și locurilor pe care el s-a simțit atât de bine aici la Fărcădin, sau așa cum este numit acum localitatea General Berthelot. Generalul Berthelot, după Marea Unire, după deosebitele fapte de arme ale României și, bineînțeles, ale generalului Berthelot, în memoriile sale scrie că s-a bucurat de nenumărate onoruri din partea statului român, care, printre altele, spune că îi va ridica și o statuie. Noi, citind acest lucru în memorii, ne-am gândit că aici, unde se află așezămintele Berthelot, ar fi cel mai nimerit loc să-i așezăm bustul său pe o statuie. Și am apelat la doi remarcabili sculptori, la maestrul Valentin Tănase și la Iulian Coruț, care au făcut această statuie, acest bust în piatră, pe care l-am așezat pentru veșnicie în memoria generalului Berthelot. Așadar, în anul centenarului, românii au ocazia să-și cunoască eroii despre care multe generații nu au auzit. Trinitas TV, prin proiectele sale, în colaborare cu instituții culturale importante din România, încearcă să aducă în fața publicului mari personalități ce au avut o contribuție importantă la făurirea României Mari. În încercarea de a sublinia rolul generalului Berthelot în făurirea României Mari, în cadrul parteneriatului pe care ICR îl are cu televiziunea Trinitas, vom colabora în proiectarea filmului documentar despre viața generalului Berthelot, pe care l-a realizat televiziunea Trinitas, în mai multe locații ale Institutului Cultural Român din Europa.